Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit din nou la emisiunea De Sens Vieții. Fiecare dintre noi suntem marcați mai mult sau mai puțin de trecutul nostru, pozitiv sau negativ. Fiecare dintre noi avem amintiri, avem emoții, avem trăiri, avem experiențe care sunt adânc înrădăcinate în sufletul nostru. În seara aceasta vom vorbi despre influența trecutului asupra viitorului nostru împreună cu colegul meu Daniel Duță și împreună cu doamna Alina Cornelia Constantin, care este psihoterapeut. Bună seara, Daniel! Bună seara, doamna Alina! Bine ați venit în emisiunea la De Sens Vieții! Mulțumim! Mulțumesc pentru invitație! Bună seara și mă bucur că suntem împreună și sper să dăm sens emisiunii tale frumos! Cu siguranță o să se întâmple lucrul acesta și cred că telespectatorii noștri deja au intrat în emoțiile acestei emisiuni, pentru că aici nu discutăm subiecte care sunt sterile și subiecte care n-au legătură cu viața, ci dimpotrivă subiecte care au legătură cu sufletul nostru. Pentru început aș dori să vedem ce reprezintă trecutul din punct de vedere psihoafectiv pentru fiecare dintre noi. Păi, în primul rând, există anumite etape de inserare a trecutului. Unele mai importante, altele comportamental, altele emoțional. Și m-aș lega de cei 7 ani de acasă. Dar de cele mai multe ori ne legăm de problema aceasta. Dar aș interveni la ora asta și la o bucățică mică, dar foarte importantă, și anume cele 9 luni de sarcină în care copilul primește foarte mult. Spun specialiștii că aproximativ 100% procentul emoțional se fixează în embrion, în viața intrauterină. Joacă un rol important atunci când tata și mama își doresc copilul și el vine ca o bucurie, ca o împlinire și din partea lui și din partea părinților. De multe ori în chestionarele pe care le fac aduc întrebare: părinții te-au vrut? Și se îndreaptă spre mine privirea întrebătoare: păi de unde să știu cum să-i întreb? Nu, e problema ta dacă vrei să-i întrebi, dar este important pentru viața ta dacă. Și să știți că sunt multe semne de întrebare la problema aceasta. Sunt multe semne de întrebare și multe răspunsuri apar în bucățica aceasta de timp ascunsă a vieții umane. După care vine bucata care este cea mai efervescentă, cea mai discutată, și anume cei 0-7 ani de acasă. Și dacă îmi permis să dau procente aici, ar fi aproximativ 85% din viitorul om se formatează aici. Dă-mi voie să zic ceva foarte interesant. Am citit o carte de la Biblioteca Națională, o carte care acum ani de zile am găsit-o, acum de curând n-am mai găsit-o acolo. Este o carte scrisă de Lucian Blaga. Lucian Blaga, fac o paranteză, nu este numai cel pe care noi îl știm din literatură. Este și un om, un teolog deosebit. Și face o introspecție a vieții umane spirituale. Și spune așa, Lucian Blaga: în 0-7 ani, mete, mama și tata egal Dumnezeu. Dacă vrei să inseri copilului relația dumnezeirii divine, în care Dumnezeu este iubire, mama, Dumnezeu este siguranță, tata, este foarte important ca mama și tata să-și facă treaba pe timpul creșterii copilului. Un alt element foarte important aici este relația dintre mete, dintre mamă și tată, care pur și simplu adună pe copil. Pentru că, la urma urmei, cine este copilul? Cine este omul? O adunătură, scuză-mi cuvântul, o adunătură dintre me și te. Bă, adunătura asta e puternică, dă sens vieții. Dacă ei s-au adunat din dragoste, dacă s-au lipit din dragoste, să zic așa, făcătura omului poate să fie puternică, un om puternic. În spatele unui om puternic stă o familie puternică. Nu împușc pe oamenii care s-a întâmplat să provină sau să crească în urma unui divorț sau să crească la școala, la căminul de copii. Și acolo Dumnezeu are, să zic așa, urcușurile și coborâșurile lui prin care adună omul pentru a-i da sens vieții. Însă, dacă... Oricum, noi nu etichetăm aici, ci doar spunem care este
puterea și influența trecutului asupra viitorului nostru, dacă nu conștientizăm și nu lucrăm în dacă sensul acesta. Dacă mai îndai puțin. De ce mă interesează într-o radiografie psihică trecutul? Pentru că în 0-7 ani, orice traumă adusă copilului se repercutează toată viața. E foarte important meteul să-și crească bine copilul, să știe să-și aleagă bona, să știe să-și aleagă cuvintele, să știe să-și aleagă educația. Pentru că o traumă în 0-7 ani nu poți să o desfaci chiar așa ușor. Că intră în structura, practic structura monolită a omului. Există terapii și doamna terapeut care ne însoțește în această discuție, cred că are experiență, care pot să ajusteze. Însă e important să fim atenți la trecut. Da, mulțumesc, Daniel. Doamna Alina, cât de important este trecutul psihoafectiv? Ce reprezintă el pentru viață, pentru individ, pentru viitor? Are o importanță foarte mare, exact cum a și spus domnul dinaintea mea. Cred că a punctat foarte bine momentele esențiale în dezvoltarea copilului. Chiar aș putea să spun că până spre 4 ani și jumătate, așa, hai să zicem, înainte ziceam 5, acum zic 4, pentru că copiii devin din ce în ce mai precoci în dezvoltare, am putea să vorbim despre un adult junior. Adică se spune că, practic, la 4 anișori, el este adultul viitor, doar că este în formatul junioratului. Contează foarte mult comuniunea, apartenența, latura afectivă, securitatea. Securitatea cred că e un cuvânt de mare referință. Pentru că în momentul în care copilul traversează orice moment de insecuritate și ne putem da seama că la vârste atât de fragedă ești tot timpul într-o nevoie, într-o dependență reală de adulți, de persoanele de referință pentru tine, în momentul în care persoanele acestea îți dau sentimentul acesta de constantă siguranță, tu te dezvolți safe. Și atunci îți permiți să fii un explorator, să ai curajul de a explora viața, să te arunci cu mult mai mult nesaț în descoperirea ei, decât în momentul în care momentele de insecuritate te fac temător și scriu cumva acolo în realitatea ta că mai degrabă lumea este un loc nesigur, pericolul este peste tot, n-am să pot să mă descurc, sentimentul de singurătate, de neputință. Toate lucrurile acestea le duci după tine, exact cum se spunea înainte. Și sigur că viața devine mult mai grea. Contează enorm dacă în momentul în care sunt mică mă deschid către viață cu bucurie sau cu teamă. Dacă văd lumea ca pe un loc pe care eu îl voi explora cu un sentiment de siguranță și am capacitatea să împărtășesc cine sunt, să comunic deschis, să mă deschid efectiv către oameni, către relații. Și alta este când tot timpul stau într-o vigilență, într-o stare în care trebuie să pândesc dacă sunt în pericol, dacă cineva e pregătit să mă rănească, să mă abandoneze. Evident că am cumva, cred că am descris cât de mare este diferența între un copil care crește într-un mediu de securitate, safe, și un copil care se află într-un mediu care este ostil și nesigur. Apoi, sigur că avem această dublă origine, aș spune eu. Pe de o parte este originea care vine pe linia transgenerațională și suntem moștenitorii, sigur, genetic ai părinților noștri și ai străbunilor noștri. Și aici vă dați seama că avem o istorie lungă în spatele nostru, ne ducem până la strămoșul nostru Adam, adică de multe ori noi avem perspectiva străbunilor până la bunica străbunică. Da, exact. Da, ia să vedem noi tot neamul nostru cât de mare este și ce ciudat că oamenii astăzi, în ciuda tuturor lucrurilor ce au fost descoperite și a progresului extraordinar pe care ne place să spunem că îl facem, cât de singuri ne simțim cu tot neamul ăsta în spatele nostru, vă dați seama ce paradoxal. Cum să te simți singur când neamul tău e atât de mare, și cel nevăzut și cel văzut? Și cu toate astea, această înstrăinare cred că este un efect al faptului că nu mai știm să fim unii lângă alții, nu mai știm să fim apropiați. Și asta, da, poate fi și o explicație a câmpului traumatic din frageda copilărie. Și apoi avem această origine în Dumnezeu, da? Dubla noastră origine, la mă întorc. Și asta ne dă marea speranță, pentru că cumva spunând că o traumă e greu de scos de acolo, pentru că așa este când te naști și crești într-un mediu
cu violență, insecure și cu toate elementele acestea, te-ai gândit, Doamne, dar ce, cum o să fac un copilaș? Uitați, s-a adus în discuție un copil abandonat, poate care a trăit prima copilărie într-un orfelinat. Aici e marele miracol, pentru că dubla origine ne spune că stai puțin, dar mai am origine, nu doar aceasta. Am o origine într-un Dumnezeu, El e creatorul, da? El e cel care pune viața și atunci mie îmi dă foarte multă speranță acest lucru pentru că, și credință, pentru că Dumnezeu se zice că a pus în sufletul omului, în acea fărâmă, însuflarea pe care o pune acolo când, care de fapt face apariția ființei posibilă, toate darurile ca el să reușească să-și transceadă toate temele transgeneraționale și chiar ale copilăriei pe care urmează să o trăiască. Aceasta este o veste foarte bună, pentru că deși uneori pornim cu niște dezavantaje, totuși acolo în softul acela Dumnezeu a pus tot ce trebuie ca să putem depăși acele situații. Mă gândeam în timp ce vorbeați despre influența trecutului că în trecutul istoric, în urmă cu câteva generații, două, trei, comunitatea avea un rol foarte important în creșterea și educarea copiilor. Erai al lui cutare din sat, știai lucrul ăsta, că era bun, că era rău, știai că ești al lui, uneori o luai chiar dacă era părintele bețivul satului sau o luai ca o mândrie. Mă, cel puțin tata e cel mai mare bețiv sau eu știu, cel mai mare bătăuș sau cuțitar, ce-o fi fost. Dar avea o identitate, plus că un copil nu simțea șocurile acestea atât de puternice. Dacă tata, să zicem, că îl bătea acasă, se ducea pe stradă să juca cu gașca lui, stătea de dimineață până seara acolo, mai era câte un bunic, îl lua pe bancă, zicea, ia hai, dragul tati sau dragul mami, venea o bunică și mai zicea câte ceva, lasă că o să fie bine. Ei, acum elementul ăsta nouă ne lipsește, pentru că suntem o generație sau suntem niște generații însingurate, unde nu mai ai aportul ăsta al comunității decât eventual prin media, care este unul destul de steril, destul de superficial și nu ți oferă întotdeauna niște valori sănătoase. Și asta cred că e o problemă, pentru că acești copii cresc oarecum doar cu cei care au impact direct în viața lor. Mama, tata sau doar mama, doar tata sau dacă sunt instituționalizați. Și atunci cred că șocul ăsta este mai puternic, nu? În situația aceasta. Daniel? Da, așa este. Tu cum ai trăit în copilărie? Vezi tu, importanța trecutului este mare. Am în minte ceva și vreau să spun. Spune. Când mergi să-ți iei o altă cetățenie dintr-o altă țară, sunt două elemente care trebuie să le știi. Limba, deci limba maternă pe care o înveți, deci măi, înfiezi, să zicem, un chinez, nu l-ai avut în viața intrauterină, și din China, un copil, limba o va vorbi limba maternă. Deci, atunci când vrei să-ți iei o cetățenie, ai nevoie de limbă și de istorie. Este importantă istoria. Nu mă leg de limba maternă, mă leg acum că vorbești de trecut, de istorie. Avem nevoie să ne vedem soldatul, generalul, care am fost eu în istorie, ce am fost proiectat. Și nu neapărat că eu nu pot să ies din elementul transgenerațional al părinților mei, din filonul pe care ei îl duc mai departe, ci pot să am eu aventura mea de viață profesională, materială, maritală, care îmi aduce mie elementul chiar de schimbare al istoriei familiei. Dă-mi voie să mă folosesc de un text biblic. Spune așa în Exodul 20:5, spune așa: și nelegiuirile părinților se vor duce până la al treilea și al patrulea neam. Deci elementele de defect, elementele de, eu știu, de traume ale părinților le pot moșteni. Însă pe acestea le pot lăsa în urmă și să schimb mersul lucrurilor. Să nu translatez, să nu preiau și elementele negative ale părinților. Genetica are valoarea ei ca fiziologie.
Însă, eu cred în ceva. Cred că genetica educațională joacă un rol foarte important. Iau ochii albaștri, iau înălțimea, iau anumite greutate, poate niște boli. Boli, da. Da, poate, în sfârșit, de care n-am cum să mă opun. Și le iau și le duc mai departe. Însă genetica educațională joacă un rol foarte important din facerea noastră, din trecutul nostru și din mersul lucrurilor. Ceea ce mă face să cred că, spune unde locuiești, spune cine te-a crescut ca să spun cine ești. Spune cu cine te prietenești. Aici este valoarea zicerii, ca să spun cine ești, spune cine te-a crescut. Și spune mai departe, mă mândresc cu neamul meu, cu cei care au fost înainte. Și să știi că în mare parte din timp, din timpul concediilor, merg la părinți. Împreună cu soția mea mergem la părinți și ne bucurăm acolo să stăm cu ei de vorbă, să luăm din povestirile pe care le știm pe din afară. Dar le luăm cu noi pentru că sunt bijuteriile care ne mai rămân de la părinți, poveștile. Mâine, păi mâine, pleacă ei și rămânem cu poveștile lor și le ducem și noi mai departe la copiii noștri. Da, și totuși ne întoarcem tot timpul la trecut. Doamna Alina, cum explicați această dorință de a ne întoarce în trecut? Creangă a făcut lucrul ăsta foarte frumos, a scris romanul Amintiri din copilărie, nu? Fiecare ne întoarcem la amintiri. De ce procesul acesta înspre trecut? Pentru că întoarcerea spre trecut este cumva sinonimă cu întoarcerea spre noi, spre origini. Noi, de fapt, asta căutăm. Noi ne căutăm pe noi și cel mai bine ne găsim pe la începuturile noastre decât în prezent, deși poate ar fi frumos să fim în originea noastră și atunci nu ne-am mai căuta. Dacă mai căutăm, e pentru că nu ne-am găsit încă și nu ne-am găsit încă în esența noastră, în originea noastră. Se pare că lumea ne învață să ne construim peste originea noastră tot felul de personalități, de roluri, de lucruri pe care le avem de împlinit. Dar undeva sufletul acolo e într-un calling, așa, într-un strigăt în care spune, da, eu nu vreau înainte și cu toate astea, cu toată ambalajul ăsta. Eu vreau să mă întorc la cine sunt, vreau să mă întorc la originea mea, vreau să mă întorc la ceea ce eu știu că e autentic, simplu, eu. Și de asta ne tot întoarcem, pentru că, de fapt, această întoarcere este o adâncire. Nu este ca și cum ne deplasăm înapoi, ci este ca și cum coborâm sau ne adâncim într-un sine din ce în ce mai originar. Și ne căutăm în felul acela în care am fost creați, când au fost puse acolo viața, când a existat de fapt această întâlnire, acest dialog extraordinar pe care Dumnezeu l-a făcut cu creația și din care noi am apărut. Ne dorim acel dialog incredibil de mult și e firesc pentru că ne căutăm acest dialog cu Creatorul nostru. Mi-aduc aminte, destul de recent am fost pe plaiurile natale. Eu m-am născut în județul Neamț, Piatra Neamț, și am avut așa bucuria. Și de fiecare dată când trec pe acolo, deși n-am stat decât 10 ani, mă simt bine. Mă simt bine și când merg în zona de vest, zona Aradului, pentru că acolo am petrecut cealaltă parte a copilăriei și tinerețea. Și ori de câte ori trec în locurile, prin locurile acelea, simt ceva, simt ceva, niște lucruri interesante. În ce măsură ne afectează lucrurile astea pentru viitorul nostru, Daniel? În primul rând, cum zicea doamna terapeut, ne întâlnim cu trecutul nostru, ne întâlnim cu originile noastre și avem nevoie. Dacă este să vin cu povestea de demult uitată, în care eu, când mă duceam la țară, la bunicii mei, ei nu aveau nici tablete, nici iPad-uri și reușeau să-mi facă păpuși. Nu, eu sunt băiat, dar la sora mea, din cocean de porumb sau mașinuțe mici dintr-un din lemn. Deci confecționau. Venim astăzi și mult mai performant. Copilul mă enervează, îi dau tableta și se uită la desene animate. Astea sunt cârjele actuale cu care noi creștem cu care creștem noi copiii noștri. Și din păcate, spuneam un cuvânt foarte dureros, dar este al realității.
ajungem să fim singuri. Pentru că înainte eu comunicam cu ai mei, comunicam cu bunicii mei printr-un nimic. Mi-aduc aminte, am cerut bunicului să-mi facă undiță de pescuit. Păi a stat o jumătate de zi să-mi facă undiță și am văzut cum a prelucrat-o, cum a făcut-o, să mă duc la pescuit. Păi nu uit treaba asta. Acum mă duc la Dragonul, cumpăr undița și mă duc la pescuit și gata, am pus acele. Nu, el îmi făcea, uite așa, mergeam să scoatem râme. Nu, acum te duci, cumperi cutuița cu râme, numai... Totul este o făcătură. Totul sunt niște cârje pe care noi le punem ca să trăim bine. E inclusiv pâinea care o luăm congelată, scuzați-mi expresia, o luăm congelată, nu mai este frământată, mă. Nu știu dacă ai prins tu, Ion, pâine de țăst. Păi, era o pâine. Soția mea coace pâine, așa. Vai, că știu ce înseamnă pâine făcută în casă, pâine adevărată. Cum era? Adică... Aduc aminte, bunica ne făcea pâine în țăst, scotea pâinea de acolo, puneam cu brânză și mâncam. Păi, comunicarea asta nu mai este. Repede, 2 lei, fast food, 3 lei și astea sunt cârjele cu care noi creștem generația actuală și modernă. Îi dăm tot ce are nevoie, îi dăm date, îi dăm Pitagora, îi dăm relații, îi dăm... Nu îi dăm nimic, îi dăm falsuri. Și uităm că la un moment dat generația de astăzi n-o să aibă trecut. Căci iPad-urile se aruncă în gunoi și ajungem să luăm altceva și ei, trecutul lor va fi aruncat în gunoi. Singurul trecut care nu se aruncă în gunoi este trecutul în care există o relație, există o atingere, există o kinestezie. E o carte faină, este pe internet, Corpul își amintește. Așa se numește, este o scrisă de un psihoterapeut american. Corpul își amintește, când te ia în brațe bunica, spun ceva, ceea ce sper să nu tai de la emisiune, eram în gară și plângeam cu bunica. Și plângeam și bunica zice, păi nu se mai, nu sunt... Și, băi, vine o domniță, o țigancă, zice, dă-mi-l mie, că ți-l aranjez eu, băi, și-mi dă lapte, mă. Și așa m-am liniștit atunci și eu am un concept, băi. Suntem oameni și trebuie să mergem și trebuie să ne iubim. Trecutul nostru este legat de relație, este legat de atingeri, este legat de ziceri, de kinestezie. Da, dacă ar fi să dezvoltăm mai departe ideea aceasta, cât de importantă este relația în raport cu informația sterilă? Pentru că toți copiii acum au o informație mai mult sterilă în contact cu gadgeturile și cu toate lucrurile astea care vin pe media. Care e diferența? Diferența este de viu, de a fi viu. Despre viața aceasta despre care povestea și domnul, interacțiunea vie determină acest viu în interiorul nostru. Sunt provocată dacă am o persoană lângă mine care mă vede, care e vie, da? Mă vede, cum să zic, și știu asta, realizez și simt lucrul acesta, atunci și eu un viu cumva, nu? Pentru că nu pot să stau așa să... Spun texte când omul respectiv îmi arată că e acolo, că îi pasă, că mă ascultă cu atenție, că ceea ce spun eu contează, că prezența mea creează ceva. Devin atentă, devin vigilentă. Se produce această trezvie, ca să spun așa, nu? Pentru că nu pot să spun, cineva m-ar taxa, nu? Un om viu lângă mine, ce mă, bați câmpii sau ce-s cu textele astea? Asta le-am auzit și eu. Fii tu, fii viu, vino și spune-m cine ești tu sau vorbește cu adevărat. Vorbim de autenticitate. Ori în momentul în care un copil te simte cu tot sufletul acolo, atunci participă și el cu tot sufletul. Se întâmplă această interacțiune via sufletelor din care întotdeauna crește. Ori vă dați seama, cu informația de tabletă, nici nu s-o mai spun prin comparație ce obținem. Da, da e o foarte... adormire, adormim, ne anesteziem pur și simplu. E ca și cum încet, încet murim, de fapt. E trist. Trăim în altă lume, într-o altă lume, pare interesantă, cu 3D, 5D, 7D, da, culori, te ține ca hipnotizat acolo, dar nu este viața reală. Nu. Fac acum o comparație cu copiii mei. Dacă îi las 5 ore în fața televizorului, nu zic nimic.
Când am oprit televizorul, încep să se certe. O altă, un alt scenariu. Ies cu ei, sau dacă nu le dai televizor, stând în casă tot timpul, ori se joacă, dar dacă e o zi mai agitată, se ceartă non-stop. Trebuie să stai cu gura pe ei. Nu fă aia, nu fă aia, nu fă aia. Ei, du-i în natură. Am fost săptămâna trecută cu ei în natură. Am stat jumătate de zi. N-a trebuit să le spun să facă nimic. Pentru că au fost cu alți copii, s-au jucat, au avut ocupație, au văzut câinele, au văzut oile, au văzut caprele, au văzut iarba, au mai găsit un fluture. Erau în continuă căutare, erau în contact cu natura și era elementul în care se simțeau cel mai bine. Și am zis soției, uite, tu vezi că nu mai trebuie să stăm cu gura pe ei, nu fă aia, stai liniștit, nu mai trage de păr sau, eu știu, nu te mai bate pentru jucăria aia. De ce? Pentru că erau într-un mediu foarte, foarte degajat. Și asta cred că le lipsește acestor generații. Că zicea Daniel de momentul în care făceai unghi, zice, păi țin minte, unchiul meu m-a inițiat tot în microbul ăsta al pescuitului. Păi îmi spunea, fii atent, uite, iei ori tufă de bambus, ori de alun, depinde ce vrei. Uite, stai, uite așa, stai bățul, îl lași la uscat, îl prinzi așa, uite așa, faci nodurile. Și acum știu lucrurile astea, știu să-mi caut râme, lipitori, vieri, tot ce trebuie pentru pescuit. Am trăit lucrurile astea. Și mă bucur că și copiii mei au de la cine învăța. Și mă întreabă fetița mai mare, tati, când îmi cumperi telefon? După 10 ani încolo. Zic, eu am avut în anul 2 de facultate primul telefon și nu mă simt deloc handicapat sau rămas în urmă că am primit un telefon mai târziu. Ai timp, trebuie să înveți să citești, să scrii, să ai contact cu viața. Nu, asta... Ionel, stai puțin să-ți punctez chestiunea asta. Ce faci tu este o educație regală. Ascultă-mă ce spun. Întâmplător, fără multe, întâmplător am avut ocazia să petrec un pic de timp la familia regală, la o familie regală din Anglia. Și mi-aș prinde să-mi dau nume, că așa. Nici nu trebuie. Și m-am interesat, erau 3 copii acolo și m-am interesat. Cum au ei relația cu gadgeturile? Vă dați seama că banii nu erau o problemă, erau servitori, am și luat masa acolo și m-am interesat de mai multe. Copiii care se nasc de sânge albastru, ca să facă o metaforă, iau telefonul mobil după 17-18 ani. La televizor, maxim 30 de minute. După 3 luni de zile nu mai doarme copilul mic, deci după 3 luni de zile vine un psihoterapeut și îl formatează să nu mai doarmă cu părinții. Deci, să știi, e o chestiune regală să nu dăm copiilor. Acum se face de râs că nu are telefon, nu știu de care, Android sau cum se numesc astea. Se face de râs la școală, trebuie să îl îmbunătățesc mereu. Nu, ești un rege. Ești un rege dacă știi să îți canalizezi o educație care duce într-o istorie corectă. Și oamenii respectivi, nu că n-au bani, ci că știu cum să-și educe copiii. Și țin să păstreze elementul regal. Da, chiar cineva de la o companie mare care produce telefoane, nu mai știu exact, Steve Jobs s-a dus, dar unul dintre cei care sunt la compania respectivă, chiar spunea că nu le dă deloc acces la tehnologie, la telefon, la tablete, la televizor, pentru că are efecte negative asupra formării lor cognitive și psihice. Încă ceva. Acum și cel care a produs lucrurile astea. Telespectatorii ne împușcă. Ca profesor vin să spun, eu îl oblig pe copil să stea cu gadgetul în mână pentru că ei predau online. Și timp de 2 ani de zile am predat online și am zăpăcit pe copii. Mi-aduc aminte, eram în fața ecranului și erau și studenții și copiii la care predam. Erau unii se puneau pe pauză, alții se puneau. Deci, din păcate, noi ca formatori, profesori, psihologi, i-am forțat pe ei să ia telefonul în mână sau ca să putem să comunicăm cu ei. Din păcate. Nu e același lucru, pentru că tu livrezi doar informația acolo, dar emoția, lecțiile de viață,
aplicații care se nasc în clasă, nu poți să faci, n-ai cum, pentru că nu ai cadrul respectiv. Aș vrea în continuare să vorbim și despre oamenii care refuză să trăiască în prezent, refuză să primească viitorul și se refugiază în trecut. Cum explicați lucrul ăsta, doamna Alina? Acum nu știu dacă, pe de o parte, să zicem, sunt cei care nu au încotro, adică să nu spunem de la început că ei refuză. Mă refer la faptul că acolo unde, să zicem, în trecutul tău ai traversat o traumă serioasă și n-ai găsit până acum pârgui să o depășești, este posibil să rămâi pur și simplu în acea realitate pentru că ți-e foarte greu să o depășești. Dar mă refer la momente foarte dificile care își pun amprenta asupra vieții noastre și uneori chiar nu ne dăm seama că noi repetăm sau răspunsul pe care l-am avut atunci la situația aceea foarte dificilă rămâne de fapt un răspuns pe care noi îl dăm vieții în fiecare zi, nici măcar nu conștientizăm că facem acest lucru. Adică sunt oamenii care trăiesc în trecut pentru că nu-și dau seama că trăiesc în trecut, nu pentru că ei ar realiza că trăiesc în trecut și n-ar vrea să facă ceva. Pentru că de obicei a trăi în trecut nu aduce neapărat beneficii din această perspectivă pe care am dat-o eu, acest exemplu. Și apoi rămânem atașați. Există o a doua, să zicem, perspectivă în care ceva ne place foarte tare și am vrea să ținem de el așa cu dinții, cumva. Ne agățăm de momentele, să zicem, momentele minunate sau momentele frumoase și am vrea să nu mai plece niciodată. Da? Copilul am vrea să rămână mic și noi să rămânem mama lor, mama lui, cum ar veni pentru totdeauna și nu-l mai lăsăm să crească și nu mai realizăm că el a crescut și că trebuie să ne purtăm altfel. Fetița mea, băiețelul meu, exact. Dar câți ani are? 50. 30, exact, ceva de genul. Aici vorbim despre atașamente. Atașamentele care frizează patologia, n-aș vrea să rănesc pe nimeni, dar așa se întâmplă. Ne agățăm atât de tare de acele lucruri, de acei oameni și nu mai știm să dăm drumul. Și atunci rămânem blocați în anumite realități pentru că ne e frică să pierdem, ne e frică să ne despărțim, ne e frică din nou de separare, deci cumva tot o traumă din spate determină lucrul acesta. Mi-aduc aminte că într-o ședință de terapie a venit o doamnă care ne povestea atât de viu pierderea cățelului dumneaei. Era atât de afectată și la un moment dat povestea atât de viu încât... Somatiza sau? Da, mi s-a părut așa firesc să o întreb cu cât timp în urmă s-a produs. Adică mă gândeam că ieri, da. Câteva zile și mi-a zis acum 7 ani. Deci când am auzit acum 7 ani, am rămas absolut blocată. Deci mi-am zis, vă rog, repetați, poate n-am înțeles. Deci această doamnă își definea viața de 7 ani sub incidentul sau sub această traumă pentru ea a pierderii cățelului dumneaei. Lucrul acesta, dincolo de șocul pe care ți-l poate produce, este încă un semnal de alarmă cu privire la faptul că ne atașăm, uitați-vă câtă nevoie de atașare, de a împărtăși dragoste, avea această femeie, încât în momentul în care a întâlnit acest animăluț, ea a putut afecta viața atât de mult și pierderea lui a dărâmat-o definitiv. Trăia absolut în urmă cu 7 ani. Definea exact cum se simțea cățelușul, ce a făcut, ce n-a făcut, ce putea să facă, când să cheme salvarea. Deci totul era ca și cum s-a întâmplat aseară. Da. Am întâlnit un caz de genul acesta, tata lucrând în construcții, mi-a povestit că o doamnă a venit cu o comandă să-i amenajeze o criptă. Și doamna respectivă îi murise soțul în urmă cu 20 și ceva de ani și spunea că ea în fiecare zi se duce la criptă, pentru ea soțul ei trăiește. Și era atât de marcată de lucrul acesta, în fiecare zi mergea la cimitir să vadă cripta, să vadă ce mai face soțul ei. O altă doamnă tot așa i-a dat o comandă să-i facă o criptă în curte. I-a amenajat, deși era îngropat în altă parte, i-a amenajat acolo un fel de criptă, o cameră în care era tabloul lui, câteva lucruri de ale lui și ca un fel de mormânt acolo făcut, la care mergea în fiecare zi și spunea că în felul ăsta se conectează cu el. Astea le-am dus un pic la extrem, dar sunt oameni care se atașează de situații, de emoții, de anumite trăiri și efectiv nu mai pleacă de acolo.
Care crezi că ar fi una din cauze? Să știi că nu este extremă. Sunt oameni care nu, ca să fiu un pic matematic, vis-a-vis de travaliu de deces, travaliu de trecutul patologic, cum spunea doamna terapeut, are și el un timp de rezolvare. Și dacă este să dau un timp de rezolvare pentru stadiile emoționale mai puțin intense, e vorba de câteva luni, mai mult intense se duc peste un an de zile, până la un an jumate, hai 2 ani, dar 7 ani de zile deja omul trăiește. Însă aș vrea să mă leg un pic de întrebarea fundament pe care ai pus-o ultima dată, și anume de tridimensionalitatea timpului, și anume trecutul. Noi trăim într-un un element tridimensional. Trecut, prezent, viitor. Comunicarea noastră, într-adevăr, este corportată comportamental în acest limbaj. De mult, vin în spate, mă instaurez, mă prind de prezent, mergem și sădim roșii pentru ca viitorul să ne ofere. Deci, automat, limbajul nostru comportamental, limbajul nostru emoțional și gestic, ne conduce în valorizarea trecutului, în valorizarea prezentului, în valorizarea viitorului. Omul care trăiește numai în trecut, el se duce decât în spate. Decât în spate. Și nu poate să-și realizeze mecanismul de prezent, care este foarte important. Pentru că trecutul nu mai este al meu. Prezentul, eu nu l-am accesat. Ceea ce pot să accesez ca timp este prezentul. Eu în prezent lucrez, eu în prezent pot să plâng, eu în prezent pot să râd, eu în prezent pot să-mi descarc emoțiile. Deci este important. Important trecutul, că mă bazez pe el. Este baza și, să zic așa, spatele meu puternic. Însă, dacă accesez trecutul, nu fac decât să mă duc. Să mă duc în spate, să mă duc în spate. Și de multe ori găsim în terapie oameni care pur și simplu s-au îngropat pe ei ducându-se cu antecesorii lor. Nu! Păi, trăim în prezent și trebuie să avem planuri. Să de știți că elementul de forță, dacă este să dăm și ceva, o chestiune, să zic așa, mestecabilă în emisiune, elementul de forță într-o depresie este să analizăm și să dăm program viitorului. Ce fac astăzi? Ce fac într-o săptămână? Ce fac într-o lună? Și în momentul când programez viața, programez viitorul, practic, încep să trăiesc prezentul. Încep să trăiesc prezentul și să pot să plec din trecut. Nu că trebuie să fugim de el. Nu fugim. Sunt rucsaci grei ai trecutului. N-avem cum, sunt ai noștri. Da. Îi cărăm, îi mai lăsăm, iar îi luăm. Însă trebuie să știm un lucru, că noi trebuie să lucrăm bine cu această tridimensionare a timpurilor noastre. Trecut, prezent, viitor. Trecutul s-a încheiat. Viitorul nu l-am accesat. Ceea ce pot să fac este să trăiesc astăzi. Da, e interesant ceea ce ai spus cu raportarea asta tridimensională la timp. Putem să călătorim cu mintea. Deocamdată fizic n-am reușit lucrul ăsta. Poate va descoperi știința. Dar există cercetări și în domeniul acesta. Ce vreau să mai ating? Un punct interesant în care ajung să idealizez un trecut mizerabil. Să dau un exemplu biblic, poporul Israel, scos de Dumnezeu din Egipt, la fiecare impediment care apărea în călătoria prin pustie, idealizau trecutul de sclavie. Nu era mai bine oare în Egipt, dar nu mai bine muream acolo. Aveam oale cu carne, praj, usturoi, pești și toate alealte, parcă egiptenii stăteau cu fripturi la tavă după ei. Cum explicăm o idealizare a unui trecut care era mizerabil? Că avem și noi tema cu comunismul. Era mai exact asta vreau să spun. Da, este chiar filmul Sunt o babă comunistă cu acea actriță care nu se regăsea pur și simplu în epoca asta după decembrie. Cred că tema aceasta este tot timpul. Deci cred că dacă ne uităm toată lumea în spate, da, poate să spună că era mai bine în trecut. Și cred că acest lucru poate fi explicat pe de o parte, de
greutatea uneori de a accepta prezentul, de a ne asuma prezentul, de fapt, și de această tendință pe care o avem cu toții să dăm vina pe cineva. Când ne este greu, trebuie să fie cineva de vină și trebuie să ne agățăm cumva de momentele în care credem noi că ne-ar fi fost mai ușor sau ne-a fost mai bine. Eu cred că e o chestiune pur și simplu de neasumare. Iar neasumarea, uite cum ne duce din nou la temă, pentru că neasumarea vine pe puterea cu care eu am sentimentul că mă pot descurca sau pot face față acestui prezent. Și atunci iarăși mă întorc la tema rădăcinilor, de cine mă simt susținută și dacă nu m-am simțit susținută de nimeni, întotdeauna prezent o să fie greu și o să caut să dau vina pe cineva sau să zic că, nu știu, în urmă sau celălalt trăia mai bine sau părinții mei, de exemplu, au primit o casă pe care eu nu o primesc în vremurile astea, nu? Că îți dădeau un loc de muncă, astăzi trebuie să te lupți să ai un serviciu, nu? E greu. Deci, cred că adaptarea la momentul prezent nu este o chestiune foarte ușoară pentru că te provoacă tot timpul, te provoacă la flexibilitate, să te deschizi, să îți cultivi permanent ceva care să te aducă într-o realitate adaptativă și atunci e mai simplu să te uiți în dreapta, în stânga, în spate și să zici că a fost mai simplu sau trebuie să găsești cumva să-ți scuzi frica de eșec, de fapt, și de neadaptare. Dar până la urmă, cred că este interesant să călătorești în felul ăsta în timp. Și eu am nostalgii și lucruri frumoase de care mi-aduc aminte din perioada comunistă. N-am trăit foarte mult, dar am trăit destul. Din copilărie, începând la cravata de pionier, uniforma, anumite lucruri care le găseai în perioada respectivă, anumite experiențe pe care le-am trăit, mi-aduc aminte de ele cu plăcere. Pe de altă parte, nu poți să te îngropi acolo, să rămâi acolo. Alea au fost trăirile de atunci, dar astăzi există alte oportunități, alte lucruri frumoase pe care le poți face, să călătorești. Atunci nu puteai să călătorești atâta. Nu aveai cum, nu aveai posibilitatea, nici bani, nici nu te lăsa să faci lucrul ăsta. Decât anumit, uiți ce perspectivă au tinerii. Da, noi n-aveam ce perspectivă, știam clar ce puteam face. Deci nu poți să rămâi blocat acolo, să spui, domnule, atunci erau cele mai interesante lucruri. Nu, erau anumite puncte forte, acum sunt altele. Deci să te miști așa. Dane, tu ce nostalgie ai? Aud des această expresie care e cunoscută. Mergem înainte, că înainte o ducea mai bine. trebuie să fim serioși. Într-adevăr, erau multe lucruri bio înainte. Da, asta e o realitate, un lucru bun. Și încerc să știi, Ionel, că acum să am lucrurile dinainte și să am grădina mea în care îmi pun roșii și castraveți. Am mâncat roșii de acolo, sunt bune. Da. Ce vreau să spun este că nu putem să întoarcem istoria. Cursul drumului nu se poate întoarce. Râul curge și se duce la vale, și are istorie și are un hotar, cred. Eu așa cred că și la hotarul timpul, și timpul are un hotar pe care Dumnezeu îl va pune. Eu așa cred la sfârșitul timpului. Însă la elementul de a mă întoarce este imposibil. Este imposibil. Cât aș încerca eu, sunt oameni care își clădesc case pe, eu știu, prin păduri, să nu aibă curent electric, să se întoarcă în urmă. O fac și o fac cu drag și la un moment dat, tot cu era modernă, își aduc energia în casă de la soare. Sau își aduc, eu știu, sapă un puț foarte adânc, nu cu ceea ce se întâmpla în trecut, cu fântânile din trecut, și își aduc apă din la 40-50 de metri adâncime. Deci, pur și simplu, încercăm să complementarizăm trecutul pentru prezentul în care trăim modern. Și de care ne bucurăm. Trebuie să ne acceptăm situația noastră de astăzi. Să venim cu trecutul nostru care pur și simplu ne ștanțează pe noi ca oameni, ne formatează pe noi ca oameni, însă trebuie să acceptăm situația de astăzi și să putem să ne proiectăm viitorul pe un program stabil și echilibrat. Cred că poate să fie moralitate și astăzi. Cred că poate să fie
echilibru și astăzi. Cred că poate să fie iubire și astăzi. Cred că poate, chiar dacă îmi zâmbește, pe mine mă enervează când cineva îmi trimite, îi trimit un mesaj și îmi trimite un emoticon din ăla cu un zâmbet. Dă un culo, ce mă, ăla zâmbește la mine? Păi, zi, te iubesc, bă, zi, te pup, zi ceva, mă, pe românește. Da. Nu te îmbrățișez, dar îmi trimite o râsătoare de aia. Băi, pur și simplu ne ascundem și facem nu știu ce măscărici. Mi-aduc aminte când într-o întâmplare, nu de mult, după ce am privit un circ și acolo ne-am făcut să râdem circarii de acolo, unul dintre ei îl întâlnesc, avea lacrimi în ochi. Ce faci? Tu ne-ai făcut pe toți să râdem. Da, dar v-am făcut pe voi. La mine în viață nu este verde. La mine în viață nu este râs. La mine, eu sunt într-un divorț, copiii mei nu mă mai vor și pur și simplu vin aici să vă fac pe voi să râdeți. Ajungem să fim niște circari în această lume. De multe ori, din păcate, și încercăm să facem pe ceilalți să râdă, pe ceilalți să se simtă bine. Și noi suntem niște epave. Este timpul. Este timpul să-mi analizez trecutul meu, ceea ce este bun, să iau de acolo. Ceea ce nu, să lăsăm acolo. Nelegiuirile părinților, lasă-le acolo. Nu vin să-mi puși părinții, pentru că lângă acest text vin și spun magnificul text care este în Exodul 20 cu 12, care spune așa: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Și vin și vreau să comentez câteva secunde elementul de cuvântul de cinstește. Cinstește, kabed, din ebraică, îl găsim și în fața lui Jehova. Și acolo spunem, sfințește pe Jehova, pe Dumnezeu. Sfințește pe Dumnezeu. Și aici îl pune Cornilescu, cinstește pe tatăl, sfințește pe tatăl tău. Sfințește trecutul, acceptă trecutul. Și poți de aici, din viitor, din prezentul tău, să naști un viitor de care să se bucure copiii tăi și să te bucuri tu. Da, a fost bine în comunism, am învățat multe, am trăit atunci, un pic ascunși. Ce făceam? Făceam glume la mijlocul străzii despre securitate, despre poliție, nu, despre miliție, despre... Și râdeam și noi, cum e o vorbă, râdem noi de noi că suntem grăbiți și cinici și desculți și goi. Și râdeam ca să putem să ieșim la suprafață. Acum, nu știu dacă mai putem să râdem, că ni se dă voie, da. Mai avem pentru ce? Eu cred că vom... geamantura întotdeauna iese la suprafață. Și cred că și noi, Dumnezeu, ne-a pus niște geamanduri noi să putem să ieșim să vedem și lumina. Pentru că cred în această zicere, mâine răsare soarele. Da, foarte frumos spus. Și cred că în viața noastră trebuie să căutăm mai mult decât turismul ăsta ieftin și mergerea prin viață superficială, să căutăm conectarea cu oamenii. Asta este un cuvânt extraordinar. Conectare, comuniune cu oamenii. Eram în Italia și eram la mama soacră, stă într-o zonă foarte frumoasă din Italia și la un moment dat veneam de la mare. Ne întâlnim cu cineva, cu un bătrânel, și iese la poartă și zice: volei uva, volei uva. Zic, bă, la cât știam noi atunci italiană, asta vrea să ne dea ouă, zic. O fi având găini pe aici. Și până la urmă, după aia, am aflat eu că e vorba de struguri. Și zic, mă, poate vrea să ne vândă struguri. Hai că intrăm acum, dacă ei luăm câteva kilograme. Și... Dar el avea bucuria asta, avea niște struguri foarte buni, din aia așa mari și foarte aromați. Ne-a poftit la el în curte, a venit cu două boluri mari de struguri și... ne-a servit, a început să ne povestească cum a construit el casa de familia lui, ne-a arătat nepoții, care unul dintre ei era campion la șah și era așa entuziasmat că am venit la el și că ne poate da struguri. Și la urmă l-am întrebat cât ne costă. Na, totul e d'acore, spune el, totul e din inimă, per voi. Și am rămas uimit, zic, fii atent, el trăiește, e adevărat, zici că e o generație trecută și că e din altă lume, din altă epocă, dar găsești întotdeauna oameni cu care să te conectezi și la trecut
și la prezent și la viitor. Și asta este o veste bună, că dacă noi nu trăim doar în trecut, ci ne ancorăm și în viitor, atunci lucrurile merg bine. Scuză-mă, da. Ionel, fii atent, noi astăzi învățăm să vindem. Suntem foarte buni vânzători și ne vindem trecutul, ne vindem prezentul, ne vindem viitorul. Ne vindem pe noi. Și unii pe alții. Și omul cu care te-ai întâlnit tu, spui, n-am nevoie să-ți vând. Vreau să cumpăr de la tine fără aur, fără nimic, zâmbetul tău și bunăvoința ta. Am uitat. Odată mi-aduc aminte când mergeam pe la țară, oamenii stăteau de taină la poartă. Acum nu mai stau. Nu-i mai găsești că începe cu tare, că începe cu comunică tare. Comunică unul lângă altul pe telefon. Da, da. Stau unul lângă altul, ce faci? Bine. Și îți trimite emoticoane, nu? Cam asta e comunicarea, da. Hai să vedem cum putem să ne detașăm de trecutul nefericit, că de cel care ne construiește, de istoria noastră, nu trebuie să ne detașăm. Cum putem să ne detașăm de experiențele neplăcute, chiar de traumele prin care am trecut? Tocmai că se leagă foarte bine ce s-a menționat mai devreme. De exemplu, o traumă în sinea ei reprezintă acel moment în care mă aflu într-o situație de neputință foarte mare. Da? Nu-mi place deloc ce se întâmplă, disconfortul e foarte mare și aș vrea cumva să depășesc acea situație și mi-e foarte greu. Aici vedem elementele care practic fac acea traumă să se intensifice. Mă simt singură, mă simt neputincioasă. Mi-e greu să accept lucruri care se întâmplă, fie că e o pierdere, fie că, cum am dat exemplu, persoanelor care rămân atașate, de exemplu, de pierderea unui partener. Deci toate lucrurile acestea ar trebui să-și găsească apoi soluție prin echivalentul, să zicem, antagonic al lor. Adică dacă eu acolo m-am simțit singură, este clar că ieșirea din traumă înseamnă să ies în lume, nu să mă izolez. Exact opusul la ceea ce trăiesc în traumă. Dacă acolo am simțit că am nevoie de suport sau de dragostea cuiva sau de înțelegerea cuiva, trebuie să învăț să cer acest ajutor și să-l ofer. Pentru că dacă eu mă duc să ofer dragoste cuiva, în momentul ăla m-am umplut. Cumva nu mai stau nici în separare, nici în gol, nici în acea tristețe, nici în acea neputință. Și uite cum venim la această temă din nou a comuniunii. Comuniunea ne salvează, dragostea împărtășită ne salvează, bucuria de a dărui ne salvează. Practic, nu doar că nu cumpăr cu aur zâmbetul celuilalt, dar eu mi umplu sufletul când dăruiesc. Acel om devenea foarte bogat, nu doar că avea acei struguri minunați, ci tocmai pentru că îi împărtășea. Împărtășirea pentru el însemna acest lucru. Acest fenomen eu l-am întâlnit foarte mult acum, în ultima vizită pe care am făcut-o în Ierusalim. Pe mine cel mai mult ce m-a impresionat în acele locuri a fost dragostea cu care oamenii ne întâmpinau. Am avut avantajul să fim un grup mic, apropo de turismul superficial prin viață. Nu mă refer la faptul că neapărat grupurile acelea făceau neapărat o treabă superficială, nici pe departe, Doamne ferește. Dar a fost mai esențială călătoria fiind 6-7 suflete, pentru că toată lumea se uita la noi și când ne vedea 6-7 zicea, haideți înăuntru, că nu eram 35. Și parcă era altfel să comunici și să transmiți bogăția interioară și acea esență pe care fiecare o avea de dăruit într-un grup mai mărunțel, care nu era neapărat cu autocar, cu program prestabilit, cu ghid. Noi eram acolo pur și simplu să ne bucurăm după cum curgeau lucrurile. Și așa am avut ocazia în acel imens Ierusalim să fim primite la masă, un pastor să ne gătească, un pastor franciscan ne-a văzut prin curte pe la el și ne-a zis, ce-i cu voi aici? Zic, ne permite să stăm și noi sub măslinii dumneavoastră? Și a zis, da, stați, dar de unde sunteți? Dar ce-i cu voi? Și noi am zis, am povestit, suntem 6 femei din România, suntem să descoperim și noi aceste locuri. S-a întors după o jumătate de oră și a zis, nu vreți să stăm la o poveste? Ba, vrem. Aveam 6 portocale cu noi, am zis, le împărțim cu dumneavoastră. Nu știam ce să dăruim la rândul nostru. Ne primea cu atâta dragoste de simțeam să oferim și noi ceva. Și a zis, nu voi lua eu portocalele voastre, o să vă dau eu o cafea sau un ceai. S-a întors după 10 minute, îmi permiteți să vă gătesc niște paste cum le facem noi, apropo totuși de că vine iar Italia în discuție. Eram fără cuvinte. Deci nu știam dacă sufletul nostru în momentul ăla era
în stare să plângă sau să râde. Eram copleșite pur și simplu, ne-a așezat la masă, ne-a servit, ne-a oferit cafea, dulciuri, toate darurile pe care le avea. Avea atâta dragoste și atâta bucurie acel pastor în el. După aia am aflat că e pastorul locului. Deci nu ne venea să credem că suntem atât de onorate în acel loc. Și da, asta este impresionant, pentru că am venit cu această lecție extraordinară a dăruirii pur și simplu. Ori lucrul acesta, când te întorci în civilizațiile acestea moderne și te uiți că nu știi pe nimeni din blocul tău, nu știi cine ți este vecinul, poate ai vrea să dăruiești o pâine, poate ai vrea să faci o milostenie. De exemplu, te întrebi în zilele astea, Doamne, vreau să fac o milostenie, să împlinesc voia ta și n-am cui. Pentru că unde să faci o milostenie? Unde să te duci? Că omul se uită ciudat la tine sau toată lumea are de toate în ziua de azi? Pentru că așa e bine și așa se poate, practic, să avem de toate. Poate de asta și pentru copiii noștri e dificil când au de toate, pentru că nu mai știu să aștepte, nu mai știu. Știți cum era bucuria? Noi nu aveam ciocolată. Când veneau o ciocolată la nu știu cât timp sau când s-au băgat portocale, eram absolut într-o bucurie extraordinară. Acum ne uităm la ele și vă dați seama, intri într-un magazin, când ai 500 de sortimente de ciocolată, acum Dumnezeule. Acum facem deja mofturi. Nu, a devenit dificil alegere, e un stres. Da, a devenit un stres, oare de care să-mi iau? Da. Să-mi iau cu alune, cu lapte, neagră, bio, nebio. Și dintr-o dată te plictisește numai procesul și zici, dar nu mai iau nimic, că deja de 10 minute stau și pierd timpul aici. De, cumva risipa aceasta incredibilă ne depărtează de dăruirea esențială. Da, o formă prin care noi putem să scăpăm de toate traumele este dragostea, este împărtășirea, este comuniunea. De fapt, nu știu dacă vrem neapărat să refacem casa bunicilor noștri în mijlocul pădurii. Vrem să trăim din nou ce trăiau ei. Noi, da. De fapt, sufletul nostru tânjește după starea lor de libertate, după starea lor de conexiune cu natura. Bunicul meu citea ceasul pe cer. Mi-ar plăcea și mie să nu-mi pese atât de tare că este și 5 și 7 minute pe cer. Nu poți să citești până la 30 de secunde, pentru că trebuie să le faci pe toate sub cronometru. Liniștea lor, pacea lor și această acceptare a sensului vieții, a firescului, nouă ne teamă de orice. Dacă ne rupi din ritmul ăsta lumii și te întreabă cineva, ce-i cu tine? Știi că într-o zi o să mori? Nu vreau să știu nimic. Da, da, pleacă de aici ispită. Nu vrem de astea. Vrem să ne spui frumoase că o să ne iasă nouă treburile. Deci aici, de fapt, ne-am îndepărtat de esențial și noi căutăm acest esențial. Nu vrem neapărat casa din pădure, wild, sistemul acesta pe care acum încercăm să-l reproducem cumva. Și e imposibil, cum spunea și domnul. Da, deci până la urmă trebuie să menținem acea conexiune cu trecutul și în același timp cu valorile care nu se alterează din cauza timpului. Oamenii, în esență, au aceleași nevoi, dar sunt exprimate altfel. Au nevoie de părtășie, au nevoie de comunicare, au nevoie de prieteni, au nevoie să fie ascultați, au nevoie de lucruri inedite pe care să le trăiască în viața lor. Și asta nu se trece niciodată. Poate că le exprimă diferit, dar lucrurile astea rămân. Și cred că e important să înțelegem care ne sunt nevoile de bază și ce trebuie să facem ca să fim în conexiune cu ceilalți. Acum... Și avem nevoie, mă scuzați că intervin, avem nevoie foarte mare să fim încurajați, să fim autentici. Pentru că asta e o mare temă. Cumva toți ne aliniem la niște standarde, dar noi suntem revoltați cu privire la acele standarde, pentru că nu întotdeauna ne reprezintă. Noi ar trebui să avem această capacitate să ne bucurăm când vedem darul unui prieten, al unui om de lângă noi, să-l încurajăm să-și dezvolte acel dar. Nouă ne e frică, practic, dacă cineva e bun, apare teama, apare concurența, apare această asociere cu faptul că tot timpul și tot timpul trebuie să urmăm toți o linie, să ne încadrăm, să atingem nu știu ce standarde. Nevoia de autenticitate este foarte importantă, să ne fie recunoscută și să fim încurajați. Măi, văd în tine acest talent, mergi mai departe pentru că te definește, ești bun în ce faci, ești ca peștele în apă. Lasă-l să respire acolo și să dezvolte acel talent. Indiferent, vezi la unul un talent, vezi, nu, cum e și pilda. Da. Să ne încurajăm unii pe alții în talanții noștri. Noi acum vrem să fim noi buni în toate, dacă se poate, sau să fim numărul unu în orice domeniu.
deși realizăm de multe ori că nu e pentru noi treaba respectivă, dar atâtea sunt, atât de standardizate sunt și de, dacă e validat să fii nu știu ce în societate, astăzi nu mai contează că tu ai alt talent. Și e păcat, pentru că iarăși este o rupere de sine, iarăși este o rupere de esență și de-aia iarăși rămânem undeva într-o căutare permanentă pentru că nu ne găsim. Și funcționăm împotriva noastră înșine. Absolut. Adică dacă stai să te gândești, ai o chemare să fii medic, să fii avocat, să fii orice altceva, dar tu vrei să fii, să acționezi în alt domeniu pentru că e în trend și asta te face mai cunoscut. Da, și te validează. Și te validează și îți ratezi practic chemarea sufletească sau lucru pentru care ești făcut să fii foarte bun doar pentru că nu ești suficient remunerat sau pentru faptul că nu ai atâta notorietate. Da. Da, și vis-a-vis de faptul pe care l-ați povestit cu călătoria în Israel, în Țara Sfântă, este o mare diferență între a călători superficial și a te conecta. Iarăși revin la conexiune. Te duci acolo, ți-ai făcut poză, ai făcut selfie, am fost la Ierusalim, am fost nu știu unde. Ei, și? Da. Da. Te-ai întâlnit cu cineva să vorbești acolo, să-ți povestească lucrurile alea sau să-ți faci un prieten, să încerci să spui niște întrebări. Te duci la mare. Bun, toată lumea face plajă, toată lumea se plimbă pe faleze, toată lumea mănâncă. Ok, dar ce faci tu deosebit când te duci acolo? Ce întrebări îți pui cu privire la ceea ce se întâmplă acolo? Da. E o altă dimensiune în care trăiești viața. Ce stârnește fiecare lucru? Pentru că dacă ne căutăm, să zicem, sens în ceea ce facem, apropo de titlul Sensul Vieții, a avea sens în fiecare moment dă consistență vieții. Pentru că dacă înțelegi pentru ce ești acolo, ce poți să faci, cum poți să contribui, o altă formă, de exemplu, de vindecare a traumei, care mie mi se pare foarte importantă și esențială, este dăruirea, să nu rămâi egocentric. Culmea, îi spune că o persoană afectată de o traumă este o persoană cumva victimă, o persoană față de care să manifestăm compasiune. Și așa este până la un punct, însă atașarea de starea de victimă sau de momentul traumatic te face ușor egocentric, te face egoist în raport cu lumea, pentru că te separi tu cu durerea ta și aștepți cumva lumea să vină, să te înțeleagă, poate la infinit, iar ceea ce ai de făcut este să ieși în lume, să dăruiești, să participi. Întotdeauna participarea te va face să îți recapeți acel viu. Mă sună cineva într-o zi și spune... frate pastor, atunci lucram ca pastor, uite, era cât pe ce să-mi pun capăt zilelor. Aveam ștreangul pregătit în baie. Și am zis, stați un pic, liniștiți-vă și povestiți-mi ce s-a întâmplat. Nu știu, a venit așa ca o forță asupra mea și m-am descurajat atât de tare, n-am mai văzut niciun mod de a rezolva lucrurile în viață, sunt singură, nimeni nu mă... Să zic, stați, opriți-vă, vin până la dumneavoastră. Da? M-am dus acolo și am zis, ce vă lipsește? Zic, povestiți-mi despre ceea ce vă lipsește, ce vă lipsește dumneavoastră. Păi, zice, uite, sunt singură. Zic, asta poate fi un avantaj. Copiii sunt căsătoriți, toți sunt la casa lor, sunt bine, au familii. Aveți o pensie frumoasă, aveți locuință, nu plătiți chirie, zic, numai avantaje. Sunt singură. Puteți să mergeți la un copil la altul, unii aveți în America, alții aveți în Australia, alții aveți în țară. Puteți să plecați de la un frate la altul, să vă plimbați, puteți, aveți atâta libertate. Zic, de ce nu vă bucurați de treaba asta? Sunt singură și tot cu chestia asta că este singură, că nu vine toată lumea să o dădăcească tot timpul, să-i spună cât este de necăjită, de nenorocită, să-i cânte simfonia asta a disperării. Și i-am spus, dumneavoastră trebuie să ieșiți din mediul ăsta de victimă și să vă bucurați de viață, să vă deschideți. Făcea lucrul ăsta o perioadă, după care iară intra în cușca, în colivie. Da. De ce nu se pot rupe? La noi la 7 TV există o emisiune care nu te lasă să fii singur și îi ajutăm pe oameni ca să-și găsească jumătatea. Bine că ne-ai amintit, Daniel. Așa că invit pe cei care vor să-și
să-și rezolve singurătatea la lunea, la ora 22, la doctor Duță, expert în sentimente, și găsim soluții. Să știi că deja sunt în facere anumite familii. Deci aveți în proiect lucrul ăsta și chiar în desfășurare. Da, da. Vreau să zic că plec de la ideea care a spus-o doamna terapeut la un moment dat, mi-a plăcut cu exemplu cu Israelul. Într-adevăr, noi ne conectăm la pietre, ne conectăm la selfie, cum spuneam, și nu ne conectăm la relații. Și foarte frumos spunea emoția unui om, unui pastor franciscan acolo, care a avut, a descărcat emoție și mi-aduc aminte, am fost în satul lui Cioran. Ce să, satul lui Cioran, case, Cioran nu mai există, ce pot să văd, scrierile lui care trăiesc. Zic, bă, vreau să... Nu te duci la satul noi că te apucă depresia. O paragină, una din casele unde a locuit în Teleorman. Și mă duc și zic, mai mergeam pe străzile de acolo și zic, bă, vreau să vorbesc cu un om în vârstă, care poate, cine știe, a mai furat de ale literatului. Și... era un om scund, cu un clop frumos, cu ajutătoare de mers pe stradă, dau geamul jos și îi zic, bade, cum e viața pe aici? Își pune ajutătoarea sub bărbie, pentru că era scund. Se uită la mine și zice, mă, băiatule, mă, viața e cum ți-o faci. O ironie din asta, da, sănătoasă. Și... ce se întâmplă? Într-adevăr, viața noi ne-o facem. Viața noi ne-o facem. Vis-a-vis de lucrul acesta e foarte interesant că este viteza cu care noi vrem să ieșim din istoria noastră. Viteză să ieșim din trecut, viteză să ieșim din prezent, viteză să ieșim din viitor. Odată, știi ce? Bunicul meu, zic, a trăit 90 de ani. Astăzi un alt om trăiește tot 90 de ani. Distanța de la 0 la 90. Sunt tot 90 de ani. Dar astăzi viteza este mult mai mare ca cea din trecut. Însă, în trecut, oamenii mai stăteau și degeaba. Stăteau degeaba. Știi că nu avem timp să stăm degeaba. Și nu este o vorbă la voia întâmplării care spun. Avem timp să reflectăm, să stăm de taină cu noi înșine, să stăm degeaba. Noi tot timpul trebuie să profităm de noi, să descărcăm, să scoatem bani, să rezolvăm lucruri. Mă, trecutul nu e să stai degeaba. Dar e fain să stai câteodată și degeaba. Era un schimb de replici legat de aspectul ăsta. Întreabă cineva pe Badea Ion, ce faci, Badea Ion? Șă și cu jeț. Da, zice el, ba, nu mă așă. Vis-a-vis de statul degeaba, știi? E interesant. Oamenii aveau timp atunci să... Și chiar Marin Preda surprinde moromeții în cele două volume. În primul volum apărea un refren, timpul avea răbdare cu oamenii. Și în al doilea volum zice, timpul nu mai avea răbdare cu oamenii. Așa în momentul în care s-a mecanizat totul, a venit comunismul și oamenii au intrat în ritmul ăla alert, făceau agricultură industrializată deja, deși era un nivel mai rudimentar, totuși s-a schimbat ceva. S-a schimbat ceva în axa timpului și lucrurile s-au agitat. Aș vrea să vorbim puțin și despre timp ca ursitoare și despre trecut ca ursitoare. Oare trecutul nostru ne predestinează la un anumit viitor sau putem să schimbăm ceva? Doamna Alina. Perspectiva mea este că istoria există cumva în noi. Asta am stabilit deja. Noi suntem moștenitorii rădăcinilor noastre, însă atâta timp cât Dumnezeu ne-a înzestrat cu liber arbitru, cred că aici lucrurile se stabilesc foarte clar. Pe de o parte, Dumnezeu ne-a dat acest dar al libertății, al alegerii. Și dacă mai luăm în considerare că ne-a pus și potențialul, talanții necesari să transcendem istoria deficitară a trecutului nostru, aș adăuga până la
The Ultimate, să-i spun așa, învierea, care înseamnă practic învierea de neam cu totul, da, prin modelul lui Iisus Hristos. Ce predestinare decât de destin mesianic, de libertate supremă, de viață trăită în darul cel mai mare pe care Dumnezeu l-a dat omului sub toate formele sale, chip și asemănare de Dumnezeu. Da, asta mă gândesc și eu, că Dumnezeu ne-a creat ca învingători. Nu doar ca învingători, în tabăra învingătorului. Da, da, ne-a creat ca să fim mai buni din anumite puncte decât celelalte generații care au avut anumite dezavantaje din anumite puncte de vedere. Eu cred într-un progres al omenirii și asta trebuie să ne asumăm, trebuie să credem lucrul ăsta. Pentru că dacă noi nu avem încredere în noi, în ceea ce ne-a dat Dumnezeu, în potențialul nostru, atunci ne vom învârti în cerc, vom fi doar niște plângăcioși nostalgici care tot timpul elogiază doar trecutul și nu mai progresează, nu mai merg înainte. Și cred că în momentul în care ai conștientizat, da, uite, ăsta este trecutul meu cu bune și rele, de aici pot lua partea asta pozitivă, lecțiile astea de viață și încep de aici să construiesc. Dar unii oameni nu-și mai au timpul ăsta să stea serios de vorbă cu ei și să plece de la un punct. Evident, aici intervine această nevoie extraordinară de cunoaștere de sine, pentru că dacă nu mai ai tihnă, nu mai șezi deloc. Evident că nu ai timp să te întorci la tine, nici măcar să te oprești la un moment dat. Nu mai vorbim de faptul de a avea o retrospectivă, de a te întreba unde ești cu tot planul cu care între timp poate ți-ai depășit nu știu câte trepte decât ce ți-ai propus inițial. Dar omul nu se mai bucură nici măcar de darul împlinirii unui proiect, pentru că imediat îl începe pe următorul. Nici darul pentru munca unui proiect în sine n-avem timp să ni-l luăm. Și atunci te întrebi în toată fuga asta, de fapt, cu ce te alegi? Pentru că și un proiect, dacă îl faci, vrei să iei, nu știu, niște roade, nu cum era înainte în agricultură, nu se mânțai ceva, vrei să iei un rod. Cum era să zici, dă-le încolo de roșică sau copt, nu le mai luăm, că trebuie să sămânțăm altceva. Noi, practic, așa suntem acum. Nu ne mai dăm timp să ne luăm darul, nu ne mai luăm timp să stăm un pic cu noi, să vedem pe unde suntem, așa, pe o scară a ceea ce ne-am propus și unde vrem să ajungem. Nu ne mai întoarcem către esențial și de aceea, practic, ne simțim atât de anxietați. Pentru că o altă patologie, să zicem, a prezentului este anxietatea. De ce? Stăm în neliniște permanent. Trebuie să fac, nu-i suficient, nu-i de ajuns, am 10 proiecte, trebuie să fac și aia, și aia. Și asta ne obosește îngrozitor. Da, nu este... Ne-ar fi extraordinar să putem din când în când să ne întoarcem la noi, să ne întoarcem un pic să vedem, poate că între timp, dacă atunci n-aveam un borcan de dulceață, acum poate avem jumătate de cămară și nu ne-am dat seama că facem în continuare. Adică nu avem limite, nu știm să punem stop, nu știm să stăm, nu știm să reconsiderăm momentele din viața noastră. Și da, prin asta noi pierdem esențialul, pentru că a nu putea să te așezi în tine înseamnă asta în afara ta permanent și înseamnă risipire continuă. Predestinarea noastră este deja în tabăra învingătorilor. Am primit darul suprem, ca să spun așa, al vieții și al vieții, cum se spune, al vieții vii, al vieții veșnice. Ce ne-ar mai trebui să ne bucurăm? Gândiți-vă ce simplu ar fi și totuși ce risipire există. Da, se face foarte multă risipă cu costuri mari. Pentru că prețul modernismului și al modernității este timp din viață și nu doar timp, ci calitatea vieții este știrbită foarte mult. Înainte am trăit vremurile alea când mergeam cu bunica la sapă și luam mămăligă, luam ceapă, luam niște brânză. Ce fel, 1, 2, 3 prăjituri, scofeturi, nu știu cum, stai că nu-i platingul făcut. Punea totul într-un ștergar acolo, într-un coș și mâncam. Gândeam, vai, că nu-i igienic, stai că nu-i spălat mărul ăla și roșii aia. Mâncam din copaci, din pomi, n-aveam nicio problemă cu treaba asta. Dar ne bucuram atât de mult de mămăliga aia, de ceapa aia, de dulceața aia, de zacusca aia pe care o mâncam atunci împreună. Era o bucurie extraordinară.
Și acum nu mai suntem fericiți, nici dacă suntem serviți la cel mai scump restaurant, nu știm să ne bucurăm de viață. Pentru că prețul fiind atât de mare și cerințele sau așteptările sunt pe măsură. Când tu plătești cu viața ta, da, pentru că nu e vorba numai de timp din viața ta, timpul din viața ta e viața ta. Viața, da. Da, deci eu plătesc cu viața și atunci trebuie să am standardul maxim. De asta sunt necăjită pentru orice lucru care nu e perfect, pentru că eu îmi dau viața pentru el. Într-o formă subconștientă, noi știm asta, că aceste timpuri ne mănâncă viața. Noi nu mai trăim, ci doar încercăm să supraviețuim. Ce mare diferență între calea pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o, care însemna o viață care să se îmbogățească continuu, și supraviețuirea aceasta atât de dificilă, ca să nu îi spun tristă, așa, îngosită sau plină de anxietăți, la care achiesăm în fiecare clipă a deciziilor noastre. Da, este un preț pe care îl plătim tot timpul, acela de a obține anumite lucruri de care viața în sine nu are nevoie, da. Dacă stai să te gândești care e diferența între un telefon de 2000 de lei și unul de 2000 de euro, până la urmă, hai să zicem, dacă ești super specializat într-un domeniu și ai nevoie de el, dar marea majoritate n-avem nevoie de telefonul ăla de 2000 de euro sau de 8000 de euro, așa, cât o fi, pentru că noi plătim cu timp din viață. Unii își fac împrumut în bancă să-și cumpere telefonul ăla sau, eu știu, televizor cu diagonala de 2 metri sau... dar n-ai nevoie de el. N-ai nevoie de el. Efectiv, nu ai nevoie de el, pentru că poți fi fericit și fără el. Dar nevoile astea artificiale ne fură pur și simplu viața. Ne fură viața. Și atunci la mai ai nevoie și de întreținere, să schimbă modelul, nu mai este bun, trebuie să cumpere altul. Și totdeauna ești în goana asta de a fi actualizat, de a fi în modă, de a fi în actualitate, cu niște lucruri de care n-ai nevoie. Da. Și viața îți este furată. Asta este definiția risipei, ca să spun așa, pentru că ți irosești și îți risipești viața pentru niște lucruri. Fiecare știm la un moment dat că avem problema unde să ne mai punem hainele când muncim pentru ele, adică slujim la niște idoli în timp ce noi nu mai trăim. Deci e ceva incredibil și deși realizăm lucrurile acestea, deși știm că moartea nu poate fi evitată, deci știm toate lucrurile astea, nu avem timp pentru ele. Da, până la urmă trebuie să ne luăm timp să conștientizăm lucrurile și să ne oprim. Chiar mi-aduc aminte, spune Dumnezeu în Cartea Psalmilor, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Deci avem nevoie să ne oprim. Noi nu suntem Dumnezei, suntem administratori și Dumnezeu zice oprește-te, oprește-te, viața e frumoasă, oprește-te ca să vezi drumul pe care te duci. Oprește-te ca să te conectezi. Da. Și să-ți aduci aminte că tot ce ai, totuși, tot de la Dumnezeu vine. Pentru că și această risipă, și această risipire a noastră ar trebui să ne aducă cumva la înțelepciunea că și acele lucruri tot Dumnezeu ți le dă. Deci și mai puțin, și mai mult, și dacă ți iese, și dacă nu ți iese, tot sub influența lui Dumnezeu se întâmplă. Părintele meu duhovnic spunea atât de frumos că permanent în liturghie spune ale tale dintr-o ale tale. Ție ți le aducem pe toate, da? Și pentru toate. Deci ar trebui să ne aducem aminte că tot ce suntem, într-o formă sau alta, este conectat cu Creatorul nostru, cu viața, cu creația. Și aici ne întoarcem, de fapt, la trecut, la esențial. Trecutul înseamnă esențial în sens pozitiv. În rest, sunt doar patologii, să spun așa, sufletești, pe care le putem depăși ușor, dacă vrem. Da. Nu putem opri. Stăteam și mă gândeam să oprim, să ne neconectăm, nu ne mai putem opri. Ionel, cred că va veni cineva din exterior și va opri timpul. Cred că va opri cineva din exterior pentru că, pur și simplu, în armare, spuneai, intrasem cu tine pe șezătoarea care erai la, eu știu, la porumb, la prășin, nu știu ce făceai acolo, și mă gândeam că
Aveau un borcan de zacuscă, așa mi-imaginam eu, și aveau o singură lingură pe care o foloseau toți. Și nu era nicio problemă, dar fiecare o ștergeau frumos, bio, acea lingură. Astăzi, atât de ne-a intrat atât de mult în noi înstrăinarea, când soțul și soția nici nu se mai pupă ca să nu se covideze cumva. Atunci nu ne era frică. Nu ne era frică de noi și de ceea ce eram noi. Acum înstrăinarea este din ce în ce mai aproape de noi și, din păcate, noi de noi ne înstrăinăm și ieșim din istoria noastră și pur și simplu nu ne mai cunoaștem. Din acest motiv, ați auzit atâtea suiciduri la ora actuală. Și cum spunea doamna terapeut, elementul de anxietate pur și simplu a cutremurat zona umană în care oamenii stau și pur și simplu cu pușca se înarmează cum să rezolvăm problema. Mă duc, eram la cumpărături, într-un market. Și mă duc să cumpăr un litru de ulei, că nu aveam nevoie mai mult. Și unul punea 2-3 baxuri. Ce faci, domne? Pun, domne, că nu știi ce vremuri vin. ne înarmăm prostește, pur și simplu. Cu motorina și cu benzina, nu mai spune încât... Pune butoaie, pune deoparte, gaz, pune... Oameni buni, ne înarmăm pur și simplu și ieșim din noi. Nu ne mai găsim pe noi și frica aceasta, anxietatea aceasta care naște foarte multe nevroze, nevroze care conduc la schimbarea realității, care schimbă relaționarea noastră, care modifică relaționarea noastră și nu ne duc decât în înstrăinare, în separare, în singurătatea noastră și pur și simplu nu ne mai găsim pe noi. Păi suntem formați și educați în felul ăsta încât să credem că oamenii de lângă noi sunt un pericol pentru noi. Ei nu sunt semenii, nu mai sunt semenii noștri, ei sunt un pericol de a ne îmbolnăvi, de a ne face ceva rău și se cultivă mentalitatea aceasta mai direct sau mai indirect prin tot felul de mesaje, astfel încât oamenii devin de-a dreptul psihopați. Eram în Italia și era o doamnă cu băiatul ei, adolescent, și-a luat de la un automat din ăsta ceva dulciuri. Și doamna imediat a scos din geantă un dezinfectant și a pulverizat ca nu cumva să se infecteze. Deci am stat și m-am gândit așa, domne, dar unde ajungem în felul ăsta? Plus că stăteau departe de oameni, așa, nu cumva să pățească ceva. Dintr-o anumită dorință de a proteja, într-o anumită arie, s-a ajuns deja într-o extremă, încât eu pariez că sunt oameni care s-au îndrăgostit de COVID, cum s-au îndrăgostit unii de comunism. Pentru ei a devenit o cauză în viață. Ceva împotriva căruia să... Le-a dat un sens, exact. Asta e un sens al lor. Să lupte împotriva virusilor. Și cred că fiecare își poate găsi o psihoză din asta, din orice. Lucruri banale, dar pentru unii a devenit un scop în viață. Păi treaba asta. A conduce omul mai bine, a-l manipula, cu alte cuvinte, este să-l casetezi. Și în momentul în care l-ai băgat în cușca lui, automat în momentul când lumea unde-ți doi puterea crește și dușmanul nu sporește, în momentul când eram mulți, puteam să ținem, să ne iubim, să spunem așa. În momentul când suntem fiecare în caseta lui, suntem manipulați foarte ușor, că noi acolo avem ce avem. Decât televiziunea, avem internetul și pur și simplu ni se dau pastilele una câte una în caseta noastră și foarte ușor lumea este manipulată. Mai mult decât atât, aș putea să spun, mă scuzați că intervin, această separare din păcate duce la boala care este considerată că va fi boala viitorului, care este nebunia. În momentul în care omul se însingurează, omul va ajunge să trăiască el în propria sa minte. Or, asta este definiția nebuniei, a egocentrismului maxim. Și cred că de aceea începe să ne fie și frică să ne apropiem, pentru că cumva avem niște scheleți în dulap.
Înainte totul era natural, nu? Copiii, tot timpul dăm exemplul acesta, nu? Cu copiii la o nuntă care se împrietenesc în cișmitesc toți prieteni, claie peste grămare de la joacă, iar adulții sunt absolut înțepeniți la niște mese și nu știu exact să vorbească, să nu vorbească, ce să spună. Și acest lucru de ce se întâmplă? Pentru că nemai cunoscându-ne pe noi sau având niște percepții în propria minte sau având un univers interior al nostru, ce determină până la urmă incapacitatea relaționării este că ne e și frică să ne mai arătăm. Nu știm exact dacă ne potrivim, nu ne potrivim, dacă iese, nu iese. Toată anxietatea, toate tulburările pe care noi între timp le-am ținut acolo sub preș în universul nostru, e foarte greu să le mai scoți la iveală și atunci izolarea, cu cât omul va fi izolat mai tare, cu atât vei ști că nebunia lui va crește. E mai sigură. Absolut, absolut. Da. Oamenii care se apropie sunt nevoiți într-o formă sau alta la un moment dat să dea cărțile pe față. E greu, poate primele momente sunt mai de ciocnire așa, dar învățăm să ne învățăm unii cu ceilalți și să retrăim împreună. Ori noi asistăm acum exact la această augmentare, să spun, sau intensificare a separării. De-aia nu, de-am devenit atât de străini, de ne-am devenit aproape dușmani, inamici. Cum putem să fugim de, sau cum putem să ieșim din traumele astea ale trecutului? Ce pași ar trebui să urmăm, să ieșim de acolo? Păi unul dintre elementele de forță și bune, pozitive, identificarea traumelor. În momentul când identifici o traumă, automat o poți controla. Pentru că elementul de problemă este că nu controlăm o anumită situație, o anumită emoție. În momentul când o controlez, situația este explicabilă și să știi că este foarte interesant cu Dumnezeu, așa cum noi ne trece răceala cu medicație în 7 zile și fără medicație într-o săptămână. Așa este și cu anumite vindecări, nu toate, de anumite traume. În momentul când o identificăm, automat există un sens al imunității noastre psihice, date de Dumnezeu, care poate rezolva problema. Nu toate. Sunt situații dramatice care trebuie manageriate de un specialist. Însă, primul pas, zic, identificarea lor, bucuria sau curajul de a identifica. Că să știți, de multe ori, nouă ne este frică să ne identificăm traumele. Ne îndrăgostim așa de mult de cocoașa din spate și spunem, ne uităm în oglindă și spunem, tu nu ești cocoșat, tu nu ești cocoșat, tu nu ai traume și ne este frică să le identificăm. De multe ori îmi vin pacienți și spun, da, eu nu am problemă pe linia aceasta. Văd că acolo este o problemă a lui. Nu, vă rog frumos, nu vă legați de problema aceasta. Și este o problemă. Ne îndrăgostim de multe ori de traume și le înfiem ca și cum ar fi copiii noștri. Deci eu aș genera identificarea unei traume, poate să fie chiar rezolvarea ei sau începutul rezolvării ei. Da, doamna Alina. Aș adăuga aici că uneori aspectul traumatic ne face să ne rușinăm de el. Există și rușinea, de exemplu, sau vinovăția pentru faptul că am o durere sau am o furie legată de ceva și acest lucru se datorează și faptului că de obicei persoanele care exprimă o anumită emoție nu sunt neapărat înțelese, tocmai pentru că pot să trigăruiască sau să declanșeze în celălalt o emoție similară. Și atunci e important odată să-mi conștientizez emoțiile și să găsesc persoane care să poată să-mi conțină durerea, să-mi conțină starea de furie, să mă poată înțelege fără să mă eticheteze, să mă poată susține în procesul respectiv. Acest lucru ar trebui să se întâmple de la frageda copilărie, pentru că cumva de acolo, de exemplu, se știe foarte clar că plânsul unui copil este foarte, foarte disconfortant pentru mama sa. Dar mama, dacă ar înțelege că în plânsul acela copilul eliberează o frustrare, poate l-ar ajuta, poate că ar fi lângă el și l-ar conține în procesul respectiv. Nu i-ar spune, las că-ți dau eu vreo două ca să ai motive să plângi, că n-ai niciun motiv. Așa cum se mai întâmplă și la noi câteodată să ne simțim o durere, să ne spună, nu ești rezonabil. Dar ce ți s-a întâmplat așa de grav? Hai, dragă, termină că treci tu și peste asta. Da? Deci această minimalizare a stărilor noastre emoționale nu este un lucru care să ajute. Deci contează mult
ca eu să am încredere după ce conștientizez, să am încredere să pot să vorbesc despre starea respectivă, să mă las să simt durerea, pentru că uneori trebuie trăită ca să fie eliberată. Nu-i suficient să o conștientizez mental, poate trebuie să plâng, poate trebuie să urlu țipătul ăla din mine sau durerea aceea și e important să știu că cineva nu o să mă judece atunci sau nu o să spună că am înnebunit, ci o să poate să fie lângă mine, să mă lase să eliberez o durere pe care poate am strâns-o de atâta timp. La fel, eu să pot să cer ajutor, iar celălalt să poate să conțină. Să nu se arunce neapărat în a-mi evalua starea sau a o judeca, ci pur și simplu a învăța să fie cu dragoste acolo, să spun sunt aici, îmi pasă, cu ce pot să te ajut din ceea ce te-ar ajuta pe tine, nu din ceea ce cred eu că trebuie să evaluez, să-ți spun, să te sfătuiesc și să stabilesc ce trebuie să faci și cum să faci. În momentul eliberării unei traume, nu poți controla procesul. Nu poți să-i spui durerii, manifestă-te mai mult, mai puțin, după ceas. Cu sau e prea voltmetru intens. Sau cu potențiometru, nu? Poate că durerea mea este tocmai constă în faptul că n-am simțit suportul părinților mei când mi-a fost greu. Și atunci poate că e important atunci să aleg un om care să spună, uite, eu îți sunt suport în procesul acesta. Adică pot să-ți dau, să-ți redau încrederea că cineva poate să fie lângă tine. Să-ți schimb această perspectivă și să-ți arăt că nu este că ești singur și că nimănui nu-i pasă, sunt aici și-mi pasă. Această comuniune, această conectare este o șansă. Apoi activitățile, contează foarte mult, să te implici în activități. De orice fel, dinamica întotdeauna ajută. Și eu mă gândesc foarte mult la copii și la tineri, de exemplu. Una este să stai pe o tabletă să te joci și alta este să faci un campionat de basket, de exemplu, în care să te tăvălești cu partenerul pe care nu-l suporți, de exemplu, sau care ai o râcă sau care ți-a poate ți-a apăsat un buton acolo, da, că nu te apreciază. Dar când ești în joc și tu trebuie să câștigi împreună cu echipa ta și trebuie să punem toți umărul ca să câștigăm, se întâmplă altceva acolo. Apare comuniunea de la sine și apare prietenia adevărată și sinceră. Avem nevoie să facem lucruri împreună. De orice fel. Părinții e important să facă lucruri cu copiii. Orice, să mănânce, să închidă televizoare, să închidă tablete, să închidă orice, să facă lucruri împreună. Nu știu, să facă o baie împreună, să mănânce împreună, să gătească împreună. Să fie împreună în activitățile respective, copiii să fie împreună, noi, adulții, să avem acțiuni împreună, în care să învățăm din nou să trăim împreună. Chiar vis-a-vis de activitățile împreună, mi-aduc aminte că zilele trecute copiii au zis, tati și mami, vrem să facem noi salata de roșii. Am zis, bun, hai, uite, aici sunt roșiile, aici sunt castraveții, aici e ceapa, s-au apucat săraci, au muncit, au tăiat toate acolo, le-au pus în bol și la urmă fetița mai mare a dărâmat bolul pe covor. Săracii n-au vrut să zică mai mult timp chestia asta, au încercat ei să o repare cumva, au pus înapoi în farfurii salata, au încercat să curețe covorul și a venit plângând la noi taici și a zis, tati și mami, zicea, am stricat totul, zice, totul s-a dus pe covor, zice, și numai eu sunt de vină pentru treaba asta. Și am mers acolo, am văzut care e situația și am zis, uite, ați încercat să faceți ceva frumos. Lasă că se mai întâmplă. Uite, și noi mai vărsăm ceva, mai spargem câte un vas, câte un pahar. Nu-i nicio problemă. Dar acum nu mai putem mânca salata. Nu-i problemă, lasă că mâncăm altceva. Și când a trebuit să o aruncăm la gunoi, pentru că fusese amestecată pe covor bine, așa, cu multe ingrediente, a zis, lasă, uite, că mai faci și altă dată. Și da, reacția de moment a fost, uite, acum s-a murdărit covorul, acum iară trebuie să facem curățenie, dar faptul că ei au fost implicați și au făcut asta și au pus masa, asta a fost foarte important. Și faptul că nu i-am cioplit pentru treaba asta, să spunem, da, uite, sunteți neatenți tot timpul, nu, uite, de ce ați dat pe covor? Dar încolo de covor, luăm altul dacă e cazul, sau iese cu foarfeca. dar contează că ei au fost împreună și așa ne mai fac ei surprize câteodată să pună masa sau să strângă masa și așa de drăguți că ei încearcă să contribuie, să fie acolo. E esențial, da, să fie lăsat să facă acest lucru și
Uitați-vă acest eveniment, câte lucruri au adus la suprafață, cât a învățat fiecare de acolo, inclusiv fata dumneavoastră, să-și dea voie să greșească, să-și dea voie câteodată să accepte că se poate întâmpla și așa, că nu totul e în controlul nostru. Toată lumea a avut de învățat din experiența respectivă. Viața este despre a învăța aceste lucruri, a ne crește esențial, nu a ne păsa mai mult de un covor. Da. Haideți să vedem cât de important este anturajul pentru a ne ajuta să ieșim din umbra asta neagră a trecutului. Să știi că e important anturajul. Învățăm foarte mult cum să ne punem copiii sub obrocul prietenilor ca să-i învețe cât mai puține prostii, nu să-i învețe bine. Să nu, că ăla nu face așa, că nu face așa, că nu face așa și ducem la o parte părțile negative. Nu avem, să zic așa, impact pe părțile pozitive. E important anturajul. 2. Spun ceva care nu-ți convine. Nu-ți convine ție ca ascultător. Într-o viață de om nu-ți faci mai mult de 3-5 prieteni. Restul sunt cunoștințe. Din păcate, ca să ai un prieten, înseamnă să investești. Ce înseamnă un prieten? Zilnic să ai coeziune cu el, colaborare cu el, să investești în el, să cheltui bani. Cine sunt? Aici este decât familia. Nu putem să intrăm. Este important să ne ținem familia aproape și anturajul cel mai mult, cel care te doare, bă, cel care suferă pentru tine, este cel din familie, cel care este soț, soție, copil, poate un verișor, tată, mamă, deja nu mai mă pot duce mai încolo, că reușesc să mă apropii de cineva. Este pentru o bucată de vreme și, și cum să spun, este necesar lucrul acesta. Însă e important să învățăm din toate apropierile noastre lecții. Lecții de viață care ne ajută pe noi, așa cum spunea doamna psihoterapeut, care ne învață pe noi, de fapt, cum să mergem în viața noastră. Lecțiile cele mai importante sunt, așa cum povesteai de copiii tăi, că au vărsat până la urmă. Știi ce m-am gândit la când povesteai tu? Că și eu când eram mic, am făcut prima mea mâncare și așa, mazăre cu ouă. Mazăre, nu, n-am, și am zis, băi, de asta am găsit în frigider, am rupt o, de asta, o cutie cu mazăre, am pus-o acolo, am pus un ou sau două, trei, nu mai știu câte am pus-o, și am mestecat-o acolo și acum am așteptat să vină părinții să mănânce. Au venit, au gustat și zic, dar ce faceți, nu mâncați că eu mănânc? Și am mâncat eu toată mâncarea. Știi, sunt niște lecții pe care le învățăm, nu le uităm. Și ei nu uită că au vărsat castronul și voi ați venit, nu-i nicio problemă, nu-i niciun necaz. S-a întâmplat să-și ia carnet fata mea și să atingă puțin mașina. Asta este, s-a șifonat. Niciun necaz. Se repară. Măi, se repară, tinichelele se repară, cărămizile se repară, sufletele trebuie să avem atenție, să avem o relație bună, de pansament, pentru că e important. În această anxietate, în această nevroză socială în care trăim, să putem să ne privim față către față și să ne acceptăm trecutul nostru și să acceptăm că astăzi putem să inventăm prezentul de care avem nevoie. Da. Doamna Alina, cât de important este anturajul pentru noi ca să ieșim? Este foarte important, pentru că evident că în jurul meu, dacă mă asociez cu persoane care cumva mă trag în jos, să zic așa, e foarte greu să mă ridic, dar în același timp cred că mai presus de asta este conștientizarea până la urmă, pentru că noi prin rezonanță se spune că oricum atragem persoane care cumva vin să ne apese butoanele, să trezească în noi aspectele pe care noi este timpul să le vindecăm. Orice relație este importantă dacă eu înțeleg ce înseamnă ea pentru mine. Pot, da, să fac o selecție, să zicem, pot să am în vedere persoanele care totuși observ că nu doresc să avanseze în viața lor sau văd, cum se spune așa clasic, acum cumva cu un nivel de toxicitate mai crescut, da? Persoane care pur și simplu rămân blocate în anumite
aspecte, cum vorbeam anterior, și atunci stau și mă întreb cât investesc acolo, pentru că cumva poate omul are nevoie să stea acolo, nu știu, 5-10 ani pentru el până se prinde sau se trezește. Sau toată viața rămâne acolo și nu mai iese. Da, și e important să pot să fac această detașare, adică să pot la un moment dat să spun ok, trebuie să mă scot, trebuie să mă salvez pe mine din această situație, nu pot sta la infinit în această realitate, însă esențial este să văd în fiecare om valoarea în sine a omului respectiv și apoi să discern care este realitatea în care eu pot să mă investesc și cât și cum. Dar pentru asta iarăși ne întoarcem la ideea că trebuie să mă cunosc, trebuie să știu ce îmi face bine, ce mă hrănește, ce nu mă hrănește, de unde mă alimentez dacă vreau să intru într-o realitate de sprijin. Pentru că așa... Să-mi aleg prietenii care mă ajută să ies, nu care îmi plâng sigur, de mine. Sigur, dacă care... eu sunt la începutul unui proiect nou, nu o să mă duc la persoana care știu că de obicei are 20 de întrebări și îndoieli și suspiciuni cu privire la orice lucru nou, nu o să-l aleg pe acela. O să mă duc la persoana care știu că în general știe să încurajeze, știe să-mi dea boost-ul necesar și curajul necesar să zic că da măi, încearcă, sunt aici, sunt cu tine, vedem ce o să fie, da? E important să știu lucrurile astea, de ce am nevoie, ce fel de oameni, cu ce profile în momentul respectiv, pentru că așa pot să fac niște alegeri care să-mi fie de folos, dar nu să devin exclusivist, adică nici genul acela cumva supraselectiv, nu mi-aleg decât persoane care mă pun pe piedestal și mă laudă în fiecare zi și îmi spun ești mai lucruri frumoase. Tare, da. Da, pe ăștia țin pe lângă mine așa ca să mă tot, da, ca să mă tot umflu, să-mi umfle o imagine care s-ar putea să nu fie cea reală. Și sigur să tind să fiu un om adevărat și să sper cu credință, să mă rog la Dumnezeu să fim toți oameni adevărați. Da, dacă ne gândim la vindecare, ce rol joacă Dumnezeu în ecuația aceasta a vindecării și a uitării, a depășirii traumelor, Daniel? Cred că Dumnezeu are cartea de final, cartea de rezolvare a problemelor pe care eu nu le-am putut rezolva. Doi, vis-a-vis de tot ceea ce am trecut eu. Dumnezeu nu vine să-mi șteargă, eu știu, cerebelul meu ca să nu mai mi-aduc aminte. Nu. El vine să-mi compenseze și să-mi rezolve drumul meu cadențat spre o altă viață. Dumnezeu a plantat o viață veșnică. O viață în care noi să trăim veșnic. Noi am pierdut această bucurie de a trăi peste 100 și ceva de ani, pentru că mai sunt unii care ajung la 100 de ani, și bucuria aceasta nu mai avem. Însă avem speranța că Dumnezeu ne poate aduce trecutul edenic în viitorul apropiat. Și cred că lucrul acesta este cel mai valoros, spunând elementul, sau să zic așa, faptul că Dumnezeu vine să ne aducă mântuirea. Viața veșnică și cred că în viața veșnică nu există suferință, există lucruri bune, există prieteni, mai mulți decât 5 și există un anturaj excelent. Doamna Alina, pe scurt, ce înseamnă experiența aceasta cu Dumnezeu, mai avem doar câteva minute, în vindecarea traumelor și a trecutului? Păi poate să însemne totul uneori, pentru că Dumnezeu este viață și Dumnezeu este cale, e adevăr, nu? Dacă vorbim de toate elementele pe care le-am menționat în această emisiune, de la conștientizare, comuniune, dragoste, suport, toate vorbesc despre Dumnezeu. Adică El este Cel care ni le-a dat pe toate, El este calea și conținătorul tuturor acestor soluții, ca să nu mai vorbesc de împărtășire sau împărtășanie, chiar și ca taină, acolo unde practic te împărtășești cu însuși Dumnezeu și aduci tămăduire vie în tine. Atât în ceea ce privește patologia fizică, cât și sufletească. Da, vă mulțumesc pentru acest aport pe care l-ați adus în emisiune și pentru că ați răspuns invitației și vă mai așteptăm cu drag la emisiunea Dă Sens Vieții. Cu drag! Mulțumim frumos! Fiecare dintre noi am trăit lucruri neplăcute în trecut, dar și lucruri plăcute. Ele ne-au făcut mai puternici sau mai vulnerabili.
Un autor anonim spunea, citez: nu-ți tulbura liniștea cu învinuiri fără folos pentru greșelile din trecut. Ele nu pot fi reparate. În schimb, însă, folosește-te de experiența lor ca învățătură pentru viitor. Bruce Highland spunea: poartă-te cu cinste și cu bună cuvință. Niciodată nu știi ce acțiuni din trecut se pot întoarce împotriva ta în viitor. Doamnelor și domnilor, sunt Ionică Herlea și m-am bucurat să fim împreună la această emisiune. Vă doresc o seară frumoasă și plină de inspirație în continuare și vă aștept cu drag la emisiunea De Sens Vieții sâmbătă seara viitoare de la ora 19. Vă doresc multă, multă pace și bucurie în suflet. Pe curând!